Doamne ajută! Avem aici un băiețaș care vorbește fel de fel de prostii. După cum vedeți și titlul acestui clip, se numește Minciuni demonice în Biblia Ortodoxă. Au modificat în mod fraudulos cuvântul lui Dumnezeu, spune acest specimen. Canalul lui se numește Gândește Biblic. Probabil omul acesta vorbește, dacă tot pomenește de minciuni demonice, el vorbește ceea ce are în interiorul său. El fiind deja în întuneric, își exprimă întunericul din el. Deci, clipul se numește Minciuni demonice în Biblia Ortodoxă și că noi am modificat fraudulos cuvântul lui Dumnezeu. Ei vorbesc care au furat Biblia de la noi. Au furat Biblia de la noi, au făcut o harcea-parcea, au scos tot ce le dădea lor cu virgulă și acum pur și simplu așa zisa Biblia lor este un fel de cartea către iad sau un îndrumar către iad. Sau, mai bine spus, o broșură spre îndrăcire. Haideți să vedem ceea ce spune acest specimen în videoclipul lui. Scripturii în altă limbă, din limba greacă, din original, evident ne putem aștepta să găsim în ea mici greșeli, greșeli minore care nu schimbă mesajul transmis. Da. Bine, aici omul este analfabet în cele duhovnicești, pentru că, din păcate, sunt foarte multe schimbări, foarte multe traduceri greșite ale versetelor. În general, sunt sute și sute și sute de greșeli. Da, normal că lui nu îi se par mari greșeli, pentru că ei fiind deja în îngreșeală, secretarii aceștia, și sunt obișnuiți cu greșelile, pentru că și în viața de zi cu zi ei se cred deja mântuiți și pentru ei nu există conceptul de greșeală. Ei cred că sunt deja cu un picior în rai, mai așteaptă să vină Domnul după ei, să-i răpească la cer. Momentan au o poziție așa mai crăcănată, cu un picior în rai și unul pe pământ. Cum vine Domnul lor, nu este vorba de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, este Domnul lor, un domn inventat după nebunia lor. Deci ei stau în poziția crăcănat, cu un picior pe pământ, cu unul în rai, vine Domnul, îi răpești la cer și cu asta basta, s-au mântuit. Noi știm că în Ortodoxie trebuie să depunem mult efort, multă muncă în sensul duhovnicesc pentru a ne mântui. Trebuie să ne facem viața o jertfă bine plăcută lui Dumnezeu, viața noastră, să ne putem mântui. La ei nu există altceva decât născut din ou. Ei cred că dacă te botezi în piscina aceea gonflabilă, cu rățuște lângă și cu un colac lângă tine, nu pentru cei adormiți, cum e la noi, la ei cu colacul cu rățuștele. Deci, odată ce te-ai băgat acolo în piscina lor gonflabilă, ai ieșit proaspăt mântuit. Așa este viziunea lor de oameni îndrăciți. Dumnezeu să-i ajute, eu știu, să le dea o mână de ajutor, să-i scoată din întuneric și să găsească și ei lumina care este doar în ortodoxie și atâta tot. Haideți să vedem totuși ce spune acest specimen. De exemplu, în Efeseni capitolul 5, Cornilescu traduce spălat cu botez. Numai așa, deci când aud denumirea asta de Cornilescu, deja, bine, e numele omului, dar totuși cred că are și o mică relevanță, adică de ce un om să aibă numele Cornilescu, știi, și să-ți traducă ție Biblia, ție secretarule, să-ți traducă ție un om pe numele lui Cornilescu Biblia. Încă o dată, sunt oameni care au fel de fel de nume, de prenume, de ok, dar, nu știu, eu n-am mai auzit așa ceva până acum în viața mea de zi cu zi sau pe unde am citit, pe la Sfinții Părinți, un nume de genul acesta să-i învețe pe alții credință.
Sună ciudat. M-a învățat Cornilescu. Bă, tu de unde știi versetul de la Efeseni? De la Cornilescu? Adică sună așa, că te-a învățat dracu. Deci, ei fiind crăcănați cu un picior în rai și cu unul încă pe pământ aici, e clar că nu încap pe calea îngustă, pentru că nu poți merge crăcănat pe calea îngustă. Că n-ai cum. Adică ți-ai picioarele pe afară de pe cărare. Adică te prind lupii ăia, eu știu, tata lor Cornilescu, care a furat Biblia de la noi, Sfânta Scriptură, a furat-o de la noi, s-a dus pe undeva prin Elveția și a găsit o amantă acolo, în Elveția, o femeie foarte bogată, și după ce s-au iubit ei, i-a venit o idee, măi, dacă modific eu Biblia asta așa, după bunul meu plac. La ei nu e cu calea îngustă, la ei e cu autostradă. Deci, tot ce avem noi în sfânta noastră ortodoxie, o numesc și așa, pentru că este calea către Împărăția lui Dumnezeu, ei au tăiat, au scos absolut tot ce este la noi, adevărul, ei au scos adevărul și au inventat minciunile lor, ei normal fiind conduși de către Satana și prin ucenicul lui Satana, care este și tata lor acum, acest om cu nume de Cornilescu. Și cred că asta face și în Evrei capitolul 6, învățătura despre botezuri și de fapt acolo e spălări. Da. Ce spălări, mă? Voi când... Adică am mai văzut și altă dată băieți care se spălau pur și simplu în baie, în cada cu apă și îndemna lumea să își bage capul în apă, după care spuneau că s-au botezat și hai să faci baie în continuare, poți să te speli în continuare, că asta e botezul la oamenii ăștia nebuni. Sunt mici greșeli, dar nu distorsionează mesajul transmis. Putem găsi astfel de greșeli. Totuși, există niște oameni așa, care în mod intenționat traduc greșit anumite... Așa, păi cum este tatăl vostru Cornilescu? Cuvinte, ca să se potrivească cu învățăturile lor. Ia. Și asta e ceva demonic. Exact asta faceți voi. Am spus puțin mai devreme. Omul acesta, fiind în întuneric, exprimă întunericul din el. Asta face, pentru că nu este în lumina lui Hristos, în ortodoxie. Deci, ce simte el că face, asta și exprimă prin cuvintele lui. E una să greșești, poate, în traducerea unui anumit cuvânt, și alta să faci asta în mod intenționat. Să traduci un cuvânt în mod intenționat, eronat. Ca să se potrivească cu tradițiile tale. Asta face, deci, omul ăsta, fix asta, nu omul ăsta, că omul ăsta este unealta lui dracu. Asta e adevărul, asta e, ce zic. Să-l ajute Dumnezeu să găsească ortodoxia și el. Asta fac secretarii, asta au făcut, asta fac în continuare. Ei chiar au șters, au ciuntit, au scos tot ce nu le-a convenit lor și în afară de aceste lucruri au mai adăugat ei. Și asta au făcut traducătorii Bibliei ortodoxe. Au tradus în mod intenționat, greșit, cuvântul prezbiter, care înseamnă bătrân. L-au tradus cu preot. Doar că la noi, în Sfânta Scriptură, este menționat și cuvântul de preot. Deci nu au modificat, cum spune acest specimen, au modificat intenționat. Pentru că, ce să vezi, scrie încă din Vechiul Testament cuvântul preot. Preot după rânduiala lui Melchisedec. Găsim asta în Sfânta Scriptură, încă de pe la începuturile cărții. Deci preot din rânduiala lui Melchisedec. Acolo nu scrie presbiteros sau presbiter. E tot cuvântul preot. Acum el poate vrea să spună că oamenii bătrâni din acele vremuri, fiind considerați înțelepți, că așa era înainte, nu este ca în ziua de astăzi, din păcate mulți dintre bătrânii noștri nu prea au nicio treabă cu înțelepciunea, îi găsim pe TikTok în lupte, bătrân contra bătrân, hai,
tap-tap și nebunii de genul acesta. Înainte, cu adevărat, poate și atunci existau excepții, ca și în ziua de astăzi, nu cred că toți bătrânii erau considerați înțelepți. E depinde și de viața de până la bătrânețe, cum ți-ai trăit-o, dacă erai aproape de Dumnezeu. Dacă nu ești în ortodoxie, în credința cea adevărată, n-ai cum să devii un înțelept la bătrânețe. L-aș întreba pe omul acesta un lucru, și anume, dacă a auzit vreodată în viața lui de cuvânt polisemantic. Pentru cei care nu știu, cuvânt polisemantic înseamnă un cuvânt care poate avea mai multe înțelesuri. În cazul acesta, cuvântul presbiter are semnificația și de bătrân înțelept, dar și de preot. Deci, omul acesta spune că nu există preoți în Sfânta Scriptură, că au modificat, nu știu, cine a modificat, știi? Ok, hai să facem următorul lucru. Uite, am deschis Sfânta Scriptură de la 1914 și, spre exemplu, citim din Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 23. Și hirotonindu-le lor preoți pe la biserici, rugându-se cu posturi, i-au încredințat pe ei Domnului întru care au crezut. Biblia aceasta este de la 1914, nu este modificată de absolut nimeni, da? Și găsim aici cuvântul preoți, hirotonindu-le lor preoți pe la biserici. Adică există cuvântul preoți și există peste tot cuvântul preot și preoți ai lui Dumnezeu. Deci Cornilescu al vostru, tatăl vostru, unealta lui Satana, v-a lăsat vouă foarte multe minciuni. Iar voi, cei din ziua de astăzi, mergeți pe calea întunericului. Dumnezeu să vă ajute să vă lumineze mintea și să vă aducă la dreapta credință, care este singura cale către mântuire, ortodoxia. Un alt exemplu pentru secretari îl găsim tot la Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 28. Și citim acum. Drept aceea, luați aminte de voi și de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu, care o au câștigat cu sângele său. Deci, pentru cei care nu sunteți în dreapta credință, poate vă puneți voi înșivă întrebarea aceasta. Măi, noi de ce nu avem preoți și episcopi? Deci, voi credeți că aveți bătrâni? Avem în fața ochilor Biblia de la 1914, care este nemodificată. Și la noi găsim așa ceva. Episcopi, preoți, rânduială și așa mai departe. Uite, de exemplu, avem aici epistola 1 către Timotei și citim în versetul 19. Împotriva preotului, pâră nu primi, fără numai prin doi sau trei martori. Deci, iarăși avem, da? Cuvântul preot. 1 Timotei, versetul 19, capitolul 5, versetul 19. Împotriva preotului, pâră nu primi. Deci avem preot. Așa că, chiar uite, îi rog pe secretari să lase minciuna lui Cornilescu deoparte și să citească Sfânta Scriptură, cea adevărată și cea nemodificată. În cazul acesta avem Biblia Ortodoxă 1914. Poate așa, nu știu, vor reuși și secretarii să iasă din întuneric. Să dea Dumnezeu să se întâmple lucrul acesta. Chiar îmi doresc, pentru că și ei sunt oameni, doar că sunt sub o influență demonică. Noi, în Ortodoxia noastră sfântă, mai avem și alte foarte multe învățături de la sfinții noștri părinți, de la sfinți. Părinți canonizați, învățături prin care ni se explică foarte frumos ce semnifică cuvântul preot, ce semnifică cuvântul presbiter și așa mai departe. Haideți să mergem mai departe să vedem ce mai spune acest om influențat de către unealta lui Satana pe numele lui Cornilescu. Ca să se potrivească cu
învățăturile lor despre preoție. Preoția lor nu există în Scriptură. Bine, v-am arătat mai devreme cu argumente din Sfânta Scriptură, deci omul acesta pur și simplu umblă teleleu așa pe autostrada care duce către iad. Există așa ceva. În Scriptură vedem că toți creștinii sunt preoți, sunt o împărăție. Ca o glumă, așa, cred că acestui om, dacă îi arăți o girafă, o să spună că n-are cum să existe cal cu gât atât de lung. Împărăție de preoți, absolut toți creștinii, aduc jertfe duhovnicești lui Dumnezeu. Eu când mă rog, aduc o jertfă duhovnicească lui Dumnezeu, sunt preot. Sau când... Ferească Dumnezeu, auzi, el e preot. El spune că nu există cuvântul preot în Sfânta Scriptură, dar el însuși aici spune că el când se roagă, el este preot. Adică omul săracu, acest om, e vai de el. Adică e căzut săracul de tot. Se vede clar și prin ceea ce vorbește și prin exprimare și prin viziunea lui facială că este pur și simplu un om demonizat. Când mijlocesc pentru cineva în rugăciune, sunt preot. Îi spun acestui om următorul lucru: prietene, tu nu ești nici preot și nu te rogi nici lui Dumnezeu, adevăratului Dumnezeu. Și rugăciunile tale nu sunt către Dumnezeu, rugăciunile tale sunt niște minciuni și se duc la tatăl tău Satana, pentru că Satana este tatăl minciunii. Am arătat mai devreme, am argumentat ceea ce am vorbit mai devreme în Sfânta Scriptură și ați văzut cu toții că există cuvântul preot și episcop de foarte multe ori în Sfânta Scriptură. Fac slujba unui preot. Prezbiterii, în schimb, au cu totul altă slujbă și alt rol. Prezbiterii sunt episcopii adunării, cei care supraveghează asupra adunării. Deci, prezbiterii sunt episcopi, spune omul acesta, care supraveghează adunarea. Ok. Mai devreme tot el a spus că prezbiteri înseamnă bătrâni. Adică omul se calcă pur și simplu pe picioare. Mai devreme a spus că prezbiterii sunt oameni înțelepți bătrâni, iar acum spune că prezbiterul este episcop. Deci și el e preot în cazul lui, că el spune că el este preot și se roagă la Satana, că asta face. Asupra învățăturii adunării, asupra stării spirituale adunării, care păstoresc adunarea. Așa. N-are nicio legătură funcția de prezbiter cu funcția de preot. Nu. În schimb, cei care au tradus Biblia ortodoxă, traducerea ortodoxă a Bibliei, așa, în mod intenționat, au tradus cuvântul bătrân cu preot. Adică eu dacă citesc în Sfânta Scriptură, știu clar să fac diferența între un bătrân și un preot sau episcop. Adică până la cuvântul preot și episcop se mai scrie și ceva înainte, adică niște cuvinte de la Sfinții Apostoli, în cazul lui că el spune că Sfântul Apostol Pavel. Bine, la ei nu e Sfântul Apostol Pavel, la ei este un Pavel, un coleg de-a lor de bancă sau un vecin. Adică ei n-au niciun respect față de Sfinții Apostoli, dar până în momentul în care în fața ochilor noștri găsim cuvântul preot sau episcop, se scriu și foarte multe lucruri înainte. Cum este rânduiala preoției, cine a fost pus în rânduiala episcopiei și așa mai departe. Deci nu găsim că era un bătrân prin popor și ia vino mă încoace și te-am pus pe tine episcop. Un bătrân oarecare, adică nu, cei care au fost puși în slujba preoției sau a episcopiei, mai ales în acele, în primele veacuri, în primul veac, erau sfinți apostoli, adică din cei 70 în mare parte, după care au urmat și alți sfinți apostoli, după aceea au urmat și sfinții noștri părinți. Adică există o rânduială foarte clară. Nu a fost pus Neion bătrânul, băi, tu ești mai bătrân așa, să te punem pe tine preot. Chiar dacă n-ai nicio treabă cu Dumnezeu. Bă, omul acesta pur și simplu este clar un om demonizat și nu știe ce spune.
Adică și sufletul lui, fiind în rătăcire, în întuneric, încă o dată spun că ăsta e adevărul, el rostește ceea ce îi spune tatălui Satana. Știu asta. Ei știu exact ce înseamnă cuvântul ăla. Nu e că au făcut o greșeală. Bătrân, în limba greacă, e presbiteros sau presbiuteros, cum s-o pronunța. Eu o să-i zic presbiteros. Da, când vine mai ușor. Și cuvântul pentru preot e iereus sau hiereus. Așa. Nu au nicio legătură. Presbiteros, iereus. Exact, nu au nicio legătură. Bine, omul ăsta, după cum spuneam, se calcă pe picioare la greu. Evident că nu are nicio legătură una cu alta. Noi avem în Sfânta Scriptură, Biblia noastră ortodoxă, cuvântul preot, episcop, bătrân, înțelept chiar și așa mai departe. Dar nu amestecăm borcanele. Când este vorba despre preot, este vorba despre preot, când este vorba despre episcop, este vorba despre episcop și așa mai departe. Adică nu încurcăm borcanele la noi în Sfânta Scriptură ortodoxă. Unul înseamnă ceva, altul înseamnă altceva. Funcții diferite, slujbe diferite, nici legătură. N-am cum să traduc presbiteros cu preot. N-am cum să confund presbiteros cu iereus. Pe nicăieri, la noi nu scrie așa ceva. Am dat doar două, trei exemple să-și dea seama și omul acesta și cei care sunt în întuneric. Dar acum ține de ei dacă au învățat ceva sau dacă înțeleg ei ceva. Recomandarea mea pentru ei este să achiziționeze Sfânta Scriptură Ortodoxă de la 1914 și să pună în balanță revista lor care duce către iad și Sfânta Scriptură Ortodoxă. Sau iereus cu presbiteros. N-am cum să confund lucrurile astea. Presbiteros e bătrân, iereus e preot. Ok. Nu pot să traduc unde găsesc în Scriptură presbiteros preot. Da, m-am înțeles. N-am voie să fac așa ceva. Măi, la noi nu există așa ceva, în fine. N-am voie să fac așa, decât dacă am un plan viclean în spate. Și sucesc Scriptura de dragul preconcepțiilor mele. Ei, asta faceți voi. În mod viclean. În mod viclean, păi da. Asta e ceva demonic. Păi da, corect. Asta faci. Cum să îndrăznești să faci așa ceva? Exact. Deci, întrebările acestea ar trebui să ți le pui tu pentru tine. De? Când o să cumperi Biblia ortodoxă de la 1914, o să spui întrebările astea singur și o să găsești acolo în Sfânta Scriptură ortodoxă toate răspunsurile la întrebările tale. Să nu-ți pese de cuvântul lui Dumnezeu. Să vezi clar că scrie presbiteros acolo, tu să știi ce înseamnă și să traduci cu preot. Tu vezi că e presbiteros acolo. Vezi că înseamnă bătrân, dar traduci cu preot. Și când găsești iereus, traduci tot cu preot. Ca și cum ar fi același cuvânt. Nu, nu e același cuvânt. Sunt cuvinte total diferite și slujbe total diferite. Exact. Exact. Sunt total diferite. Și noi în Sfânta Scriptură de la 1914 găsim lucrurile total diferite la care faci tu mențiune acum. În Cornilescu, la Dragi, normal că acolo sunt toate amestecate. Dar noi, ce să vezi, noi nu ne ghidăm după Cornilescu, după posedatul acela. Noi avem Cartea Sfântă. Și da, cuvântul pentru bătrân se poate folosi și pentru bătrân ca vârstă, dar și pentru bătrân ca funcție în adunare sau în sinedriu evreilor din vechime. Până și el face referință aici la preoții din vechime. El spune că bătrânii din vechime, la templu, păi până și aceia aveau denumirea de preoți și ce să vezi, preoții aveau voie să fie doar cei care erau din seminția lui Aaron. Adică nu oricine, bătrâni, erau bătrâni în toată țara lui Israel. Bătrâni ca vârstă, dar aveau voie să fie preoți doar cei care erau din seminția lui Aaron, atât. Și în templu aveau voie, în Sfânta și în Sfânta Sfintelor, aveau voie să intre doar preoții după rânduiala lui Aaron. Mai ales în Sfânta Sfintelor intra un preot doar o dată pe an
și aducea jertfa bineplăcută lui Dumnezeu. O dată pe an, un preot, nu intra un bătrân. Au mai încercat unii să intre în sfânta și au fost trăzniți acolo pe loc de Dumnezeu, că nu aveai voie să te apropii. Nu aveai voie să te apropii nici măcar de chivotul legământului la o mică distanță, că mureai pe loc acolo. E, și în Sfânta Sfintelor, acolo exista chivotul legământului, dacă e vorba de Vechiul Testament. În Sfânta Sfintelor, unde intra doar o dată pe an un preot, nu intra un bătrânel. Dar nu ne legăm acum de însemnătatea cuvântului bătrân, ci de traducere. Pe asta vreau să pun accentul. Și o să vă pun pe ecran, ca să vedeți cum traduce Biblia Ortodoxă termenul presbiteros. Am luat câteva exemple. Ia, că sunt curios acum. Ce pune el pe ecran? Ia. Sunt o grămadă de pasaje în care, în mod intenționat, traduc presbiteros cu preot. Ok. Și ăsta e avantajul vremurilor în care trăim. Ok. Când ne putem folosi de internet, când avem atâtea informații. El citește de pe internet, uite, noi citim din Sfânta Scriptură de la 1914. Nu mai avem voie să ne lăsăm păcăliți de astfel de oameni vicleni. N-avem voie. Okay. Avem acces la informații. Ia. Dacă ne lăsăm păcăliți, e pentru că vrem să ne lăsăm păcăliți. Vrem să fim păcăliți. Pentru că nu... Păi tu deja te crezi mântuit, tu deja ești în întuneric. Dar tu ești cu tatăl tău satana, adică te-ai lăsat deja păcălit și mințit. Poate te ajută Dumnezeu să revii la adevărata credință, la ortodoxie. Nu ne interesează adevărul. Oricine poate căuta pe internet. Poate deschide, uite, site-ul Bible. Nu, putem, poate să deschide site-ul Bible. De ce nu deschizi, mă, Biblia de la 1914, ortodoxă? Hai, cauți pe net site-ul Bible. Hub.com, deschide un interlinear și caută cuvintele din original. Oricine. Dacă știi și un pic de engleză, e perfect. Ok. Și uite, am ales două texte random, unde e folosit cuvântul presbiter. Oh. Faptele Apostolilor, 14:23. Avem... Faptele Apostolilor, 14:23. Ok. Dăm înapoi. 23. Ah, păi exact ce am citit mai devreme. Ok. Da? Un site care se numește biblehub.com. Pe biblehub.com ăsta este scris tot de un secretar ca tine. Un secretar ca tine a făcut site-ul biblehub.com și a pus exact învățăturile drăcești, pentru că Biblia secretarilor este modificată. A pus Biblia modificată, să se înțeleagă. Un secretar a pus Biblia modificată pe un site pe numele lui biblehub.com. Asta a făcut. Uite, eu am deschis exact Biblia ortodoxă, adevărul, la același capitol și la același verset și acum comparăm lucrurile. Deci este vorba tot de ceea ce am spus eu mai devreme, Faptele Apostolilor, ce am citit mai devreme, da? Faptele Apostolilor. Am aici descris cum au fost rânduiți în fiecare adunare, biserică, presbiteros. Și deasupra aici chiar ni se spune cum se pronunță cuvântul, presbiteros. Așa. Da? Ăsta e cuvântul din limba greacă. Așa. Care înseamnă elders, tradus în engleză, bătrâni. Așa. 2 Ioan, capitolul 1. Stai un pic. Așa. Deci, în Biblia, Biblehub-ul ăsta, scrisă iarăși de un secretar și urcată sus pe un site, scrie presbiteros. Păi, în Sfânta Scriptură nemodificată, scrie la versetul 23 și hirotonindu-le lor preoți pe la biserici, rugându-se cu posturi, i-au încredințat pe ei Domnului întru care au crezut. Deci preoți. Nu, dacă scrie pe internet un secretar că e presbiteros, este iarăși un mincinos ca și tine. Mai departe. Ioan vorbea despre el, da? Și spune, își începe epistola cu bătrânul, the elder. Da? Și folosește cuvântul presbiteros. Același cuvânt. 2 Ioan 1 cu 1. Ia să vedem. Ok. Deci Sfântul Apostol Ioan vorbea despre el. Și nu se numea pe sine Sfântul Apostol Ioan preot. Normal, se considera un bătrân. Deci
epistolele sunt un fel de scrisori, da? Cum își începe cineva, de exemplu, în ziua de astăzi, o scrisoare? Dragă cutare, eu, bătrânul, îți urez sănătate și așa mai departe. Da? Așa vorbea Sfântul Apostol Ioan în această epistolă și avem așa, da? La versetul 1, capitolul 1, versetul 1. Sfântul Apostol Ioan își începe epistola numindu-se pe sine bătrân și spune, bătrânul. Deci eu bătrânul către aleasa Doamnă și fiilor ei pe care eu îi iubesc într-o adevăr. Și nu numai eu, ci și toți care au cunoscut adevărul. Adică ce îi se pare lui, acestui specimen, ceva anormal? Cuvântul presbiteros, același cuvânt. Așa. Și care e problema ta? Și aici Ioan probabil se referea la el că era bătrân ca vârstă ta. Așa, uite. Păi omule, ce cu tine, mă? Deci te-ai încălțat invers ca lumea de tot, adică... Și uite, și în Biblia noastră nemodificată nu scrie, de la 1914, nu scrie preotul. Eu, Sfântul Apostol Ioan, preotul, nu. Scrie, pentru că era bătrân de vârstă, scrie clar, bătrânul, eu bătrânul, către aleasa Doamnă și așa mai departe. Da, care e problema ta? Bătrânul. Ok. Presbiteros. Așa. Hai să vedem cum traduce Cornilescu. Ia să vedem cum traduce Cornilescu, că sunt curios. Ia să vedem. Tatăl vostru, Satana, ia. 14:23 prima oară. Ia. Fapte 14:23. Au rânduit presbiteri. Păi da, păi la secretari. Normal că este în loc de preoți, cum este în Biblie, ați văzut mai devreme că am arătat la acest verset. La noi în Sfântă Scriptură nemodificat, ortodox, 1914, scrie clar, au rânduit preoți. La Cornilescu normal, ce să scrie? Au rânduit presbiteri. Adică au rânduit niște bătrâni. E? Niște bătrâni oarecare în biserică. La noi este prin punerea mâinii, prin Duhul Sfânt. Așa se hirotonește un preot. E, voi dacă nu aveți preoți. Normal că la voi este cu presbiteri, cu bătrâni. Bătrâni care și acum se urcă pe scena voastră și fac ei pe predicatorii. De foarte multe ori îi lovește și Satana și începe să bolborosească în limbi. De? Asta e diferența. Deci omul acesta, ce face el aici? Acest secretar gândește biblic și alții ca el. Argumentează că ei sunt într-o mare înșelare. Că nu au nicio treabă cu adevărul, cu Hristos. Nu au absolut nicio treabă. Ok, mare diferență între presbiter în sensul unui bătrân și presbiter în sensul unui preot al lui Dumnezeu. La noi este preot, la voi este un bătrân de la colțul străzii. În fiecare biserică au rânduit presbiter. Deci Cornilescu cumva... transliterează cuvântul ăsta, da? Nu îl traduce cu bătrân aici, îl transliterează din limba greacă. Hai mă, lasă vrăjarea, zic că nu îl transliterează prin bătrân aici. Păi aia face. Asta face Cornilescu și aici. Îl traduce cu presbiter. Altceva. 2 Ioan. Așa. Haide, uite, 2 Ioan. Primul verset. Ok. Din nou, traduce Cornilescu presbiterul. Uite, aici face o mare greșeală și acest, iarăși, bine, face greșeală. Ei fac greșeli pe bandă rulantă. Pentru că ei sunt deja săraci, surpriză, nu sunt cu un picior în rai, cum se crede și amântuiți, sunt cu un picior în iad. Și Dumnezeu să-i ajute să iasă de acolo, că nu e de glumă, ferească Dumnezeu. Ei fac aceste hule și nu-i văd bine, pentru că Hristos spunea că toate ni se vor ierta, în afară de hulă împotriva Duhului Sfânt. Hulă pe care ei o aduc zilnic și nu prea îi văd bine. Ei vor merge la judecată cu Biblia aceasta și cu Cornilescu, e foarte posibil, în frunte, și va spune bunului Dumnezeu la judecată că, Doamne, nu în numele Tău am făcut și am dres. Și Hristos, Dumnezeul nostru, cel adevărat ortodox, pentru că Hristos este ortodox, îi va trimite în alte părți, că plecați de aici că nu vă cunosc pe voi.
Că n-ai cum să trăiești toată viața în minciună și să faci hulă după hulă și să te mântuiască bunul Dumnezeu. Nu merge una cu alta, e imposibil așa ceva. Și avem o notă de subsol aici, bătrânul. Bătrânul. Da. Ok, la subsol. Hai să vedem. Dacă nu vă, nu știu, dacă nu găsiți dreapta credință, o să vă obișnuiți din păcate cu subsolul. Cum traduce Biblia Ortodoxă? Deci fapte 14 cu 23 prima oară, da? Fapte 14 cu 23. Ok. Și hirotonindu-le preoții. Ok. Preoții. Așa, care e problema? Cuvântul de aici, am văzut, e presbiteros, da? Bine, la voi aici în biblehub.com, scrisă și explicată tot de un secretar posedat ca și tine, normal că a tradus ceea ce i-a dictat tatăl vostru Satana. Adică site-ul este făcut de un secretar. Normal că a tradus în sensul vostru drăcesc. Presbiteros, care înseamnă bătrân. Așa. Iar ei traduc cu preoți. Normal, că preoți în Sfânta Scriptură nemodificată, ortodoxă, cea de la 1914, nici asta online ortodoxă nu mi se pare ok, dar uite, până și în Biblia aceasta online ortodoxă, este scris corect, preoți. Rotolindu-le, preoți. Hai să vedem și în 2 Ioan, primul verset. Ok. Preotul. Da, aici este o greșeală din Biblia ortodoxă, asta ro, pus aici pe internet. Pentru că noi cei care suntem în ortodoxie, majoritatea sau nu știu în ce procent, am aflat anumite lucruri și noi urmăm acum Biblia de la 1914, da? În care nu sunt schimbările acestea. Bibliaortodoxă.ro, ca și Biblia asta voastră, hub, punct, nu știu cum se numește, de la secretari, ambele sunt modificate. Deci și Bibliaortodoxă.ro este modificată, dar și mai mult Biblia voastră secretară, hub aia, aploadată de un secretar ca și tine. Deci amândouă sunt modificate. Noi vorbim din Sfânta Scriptură, 1914 acum. Mai departe. Preotul. Ca și cum apostolul Ioan era un preot. Și asta fac și în epistola lui Petru, când Petru spune despre el însuși că e un presbiter. Așa. Ca și cum... Da. În Biblia noastră 1914, iarăși și Sfântul Apostol Petru se auto-intitulează pe el însuși bătrân. Eu bătrânul către și așa mai departe. Deci pentru mine nu are relevanță bibliaortodoxă.ro de pe internet și nici hub, mai ales hub, pac, mac, cum se numește chat secretar. Apostolul Ioan sau apostolul Petru erau preoți. Ok. Când Petru se adresa unor prezbiteri ai adunării, unor bătrâni ai adunării. Și asta fac și cu Ioan aici, preot. Așa. Când am văzut clar, e folosit cuvântul presbiteros. Da. Mai asta e o viclenie. Nu e nimic altceva, e o viclenie. Ei știu foarte bine ce înseamnă presbiteros. Așa. Și traduc cu preot. Ca să se potrivească cu preconcepțiile lor. Da? Nu, este ca să se potrivească la voi, să se potrivească la noi cei care suntem în ortodoxie. Noi urmăm învățăturile cele adevărate, nemodificate. Da, cred că este de ajuns acest videoclip. Se vede foarte clar că omul acesta n-are nicio treabă cu adevărul, cu Sfânta Scriptură Ortodoxă, cea nemodificată. El compară, nu știu, Biblia lor de la secretarea lui Cornilescu, Bible.hub, cu Biblia Ortodoxă online, asta care e și aceasta este modificată. Deci el compară două cărți modificate. Și în mintea lui este o mare confuzie, nu înțelege absolut nimic, nu poate înțelege că acest cuvânt presbiteros are două înțelesuri. Atunci când e vorba despre bătrâni, se vorbește despre bătrâni ca și cuvânt, despre oameni în vârstă, dar altă dată când este vorba despre sfințenie, despre hirotonie, este vorba de presbiteros în sensul de preot. Sfatul meu pentru el și pentru ceilalți sectari
este să își arunce broșurile lor care îi îndeamnă către iad și să cumpere Biblia ortodoxă de la 1914 și să aibă și speranța că Dumnezeu îi va aduce la lumină și îi va îndemna pe calea cea îngustă. Doamne ajută și mântuire la toată lumea!